Tiraspolul propune Chișinăului să se adreseze împreună Rusiei și Ucrainei cu solicitarea de a asigura livrarea și tranzitul de gaze către regiunea transnistreană. Potrivit așa ziselor autorități din stânga Nistrului, autoritățile nu au acționat eficient pe problemele securității energetice. În replică, Biroul de Reintegrare susține că s-au depus tot efortul pentru soluționarea problemei. Într-un comunicat emis de așa numitul Minister de Externe de la Tiraspol se spune că în fața unei provocări atât de serioase, oficialii moldoveni fac declarații contradictorii, speculând pe problema gazelor. Chișinăul nu a adoptat măsuri practice necesare pentru a încheia acorduri cu Federația Rusă și Ucraina, care să permită livrările de gaze și astfel să garanteze securitatea energetică atât pentru Transnistria cât și pentru Moldova. În acest context, propunem ca autoritățile moldovene să adreseze cât mai curând posibil un apel comun al Tiraspolului și al Republicii Moldova către Rusia și Ucraina, prin care să solicite pe baze umanitare și din respect pentru bunăstarea oamenilor luarea măsurilor necesare pentru a asigura tranzitul gazelor naturale către regiunea transnistreană, având în vedere că o parte din aceste volume sunt esențiale pentru producerea energiei electrice a Moldovei. Se arată în declarația așa numitului Minister de Externe de la Tiraspol. Potrivit administrației transnistrene, prevenirea unei crize umanitare și a impactului negativ asupra populației pe timp de iarnă este o prioritate comună pentru toți participanții implicați în procesul de reglementare transnistreană, aceasta fiind și o contribuție importantă în menținerea stabilității în regiune, unde a fost instituită pentru o perioadă de 30 de zile situație excepțională în economie. Am solicitat un comentariu de la purtătorul de cuvânt al guvernului la apelul făcut de așa zisele autorități de la Tiraspol, dar Daniel Vodă nu ne-a răspuns la solicitare. Între timp, cu o reacție la acest subiect a venit Biroul Politic de Reintegrare. În comunicatul emis nu se spune direct dacă acceptă sau nu apelul Tiraspolului, declarând doar că Chișinăul a făcut și face toate demersurile necesare pentru soluționarea problemei energetice, în beneficiul cetățenilor de pe ambele maluri ale Nistrului.